Rugăciunea Sfântului Ioan Botezătorul te va apăra de pagube și rele și te va ajuta să treci ușor peste obstacole. Este bine să o ascultați 9 zile la rând. O, mergătorule înainte al Domnului și botezătorule al lui Hristos, mari și multe sunt vrednicile date ție de Dumnezeu, fiindcă tu, de prorocii cei vechi, ai fost prorocit. Tu, după făgăduință și prorocie îngerească, te-ai și născut. Numele tău, prin cuvântul Arhanghelului Gavril, mai înainte s-a vestit. A ta numire, cu minunea dezlegării limbii tatălui tău, s-a pecetluit. Tu, din copilărie, în pustiu ai viețuit și, ca o pasăre a cerului, desăvârșit neagoniseala ai iubit. Cu aguarida și cu miere sălbatică te-ai hrănit. Tu ai fost crinul cel cuvântător al văilor și al pustiilor, care în loc de podoabă hainelor, cu darul cel de sus îmbrăcând trupul tău, cu perde cămilă l-ai acoperit. Tu ai fost glasul care a strigat în pustie și calea Domnului o ai pregătit. Tu, cu Duhul și cu puterea lui Ilie, în lume te-ai arătat și în nelegiuirea lui Irod și a tuturor celor asemenea lui ai mustrat. Tu ești martorul cel prea vestit al preasfintei și de viață făcătoarei treimi. Tu pe Mântuitorul către mulțimea popoarelor l-ai mărturisit și cu degetul tău l-ai arătat pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. Tu, de către însuși Domnul, mai mult decât proroc ai fost mărturisit. Și după născătoarea de Dumnezeu, pe tine te crede a fi cel mai mare om născut din femeie. Prin mijlocirea sfintelor și prea puternicelor tale rugăciuni, ajută-mi să dobândesc mila lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în ceasul cel de pe urmă al sfârșitului meu. Amin.